Un set de măsuri financiare destinate fermierilor afectați de secetă și alte calamități naturale a fost aprobat. Anunțul vine din partea Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. Potrivit instituției, scopul este facilitarea accesului acestora la resursele necesare pentru continuarea activităților agricole și menținerea stabilității economice în sector. Astfel, măsurile propuse includ reducerea penalităților de întârziere pentru fermierii care au întârzieri la plata ratelor în 2024 din cauza calamităților naturale. Totodată este prevăzută acordarea unei vacanțe de plată de până la 6 luni pentru ratele intermediare scadente în perioada 2 septembrie-31 decembrie 2024. În același timp a fost aprobată suspendarea plății ultimei rate scadente în 2024 pentru aceeași perioadă. Agenția precizează că pe lângă aceste măsuri s-a decis reducerea avansului inițial necesar pentru programul de dezvoltare a sistemului de irigare la scară mică de la 40% la 20%. Prin urmare, este facilitat accesul fermierilor la echipamentele de irigare esențiale pentru sustenabilitatea agriculturii.